participașul la ediția precedentă și am pus o întrebare. O întrebare la care, surprinzător pentru mine, marea majoritate au știut răspunsul corect. Întrebarea era, care este cea mai bună investiție? Bineînțeles, aproape toată lumea a răspuns, investiția în tine însuți. Pe mine m-a supărat teribil pe ăsta. Și să vă zic și de ce. Păi unul la mână mi-a stricat surpriza. Al doilea lucru pentru care m-am supărat, este mi-am dat seama, mi-am ales un subiect de speech, despre care îmi va fi foarte greu să vorbesc, având în vedere că toată lumea știe tot ce am de spus. Și o să vedeți, în continuare, deși m-am pregătit, m-am așteptat la lucrul ăsta, ultimele două speech-uri dinaintea mea, cel al lui Dragoș și cel al lui Silviane, practic m-au furat. Practic el am furat ideea. Eu vin după el. Eu mă gândeam inițial, domnule, o să mă duc acolo și o să le zic, domnule, deci dacă vreți să aveți mai mulți bani, dacă vreți să aveți mai mult timp liber, dacă vreți să aveți mai multă sănătate, dacă vreți să aveți mai mult din toate, atunci trebuie să investiți în voi înșivă. Dar voi știați toate lucrurile astea. Parlament altă idee este asta. Am zis așa. O să încep o prezentare de efect și o să încep și o să zic, wow, acțiuni, imobile, terenuri, afaceri, toate astea pot reprezenta investiții bune la un moment dat. Dacă ține cont, dar nu-i sfat. Situația economică, concurență, pregătire, capital, etc. Dar singura investiție care poate fi făcută oricând, oriunde, de către oricine și fără niciun risc, este investiția în propria persoană. Acum, mi se părea o idee bună, numai că la vreo săptămână mă întâlnesc, eu sunt agent imobiliar freelancer, adică lucrez pentru mine. Și mă întâlnesc cu o clientă care tranzacționa aurul. Știi cineva s-a întâmplat cu aurul săptămâna trecută? Da? Poți să ne spui, te rog? Da, i-am mers 18, era în prima zi. Și zice, domnule, eu tranzacționez aur. Am toate investițiile făcute în aur, n-am putut prevedea lucrul ăsta. 18% a căzut aurul într-o singură zi. În prima zi a fost 18%, așa mi-a zis el. Deci nu mai merge. Eu vreau să zic, domnule, dacă investești în tine, poți să investești și în aur, poți să investești și în imobile, poți să investești și în orice, oricând. Și am rămas fără ideea. Mi-am zis, căutarea. Am intrat pe internet, zic, ce aș putea să zic despre lucrul ăsta. Și am găsit, la un moment dat, citeam un site și am găsit o idee în baza căreia mă gândeam eu să-mi structurez discursul. Și zicea ceva de genul. Singurii responsabili pentru ceea ce avem și pentru ceea ce am dorit să avem, dar nu avem, pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce am dorit să fim, dar nu suntem, suntem noi înșine. E o idee bună. Mai ca să merg mai departe pe ideea asta, ar fi trebuit să vin ceva de genul și să vă cert că nu aveți ceea ce vă doriți. Și mă gândeam, cum ar fi să vină cineva la mine și să zică, băi, Paul, nu mai ești de bine că ai peste 100 de kilograme. De ce mă vrei tu să arăți bine? Mulțumesc, galerie. Dacă îți place să mănânci aurma cu de toate, în fiecare zi, și aurma mare, și nu faci niciodată sport. N-ai mai călcat într-o sală de sport de când ai terminat liceul. Poftim? Da, exact, normal. Aș fi mers altfel, că știu care e importanța aceasta. Da. Și deci nu a sunat bine. Și zic, băi, frate, mie nu-mi place să fiu de decis. Vă place? Îi place cuiva să fie de decis? Vă rog frumos să zice mâna sus, că acum e șansa lui că o să-l dedecesc. Da? Depinde de dacă? În loc să vă dădăcesc, mai bine să vă spun o formulă în 4 pași prin care poți investi în tine însuți. Știam că o să vorbească Cristi și am să-i fac în ciudă. Numai că am avut și la rândul meu o surpriză și o să vedeți că unul dintre pași a fost prezentat un pic mai devreme. Deci, ca orice investiție și investiția în propria persoană pe care eu o numesc dezvoltare personală, în mod frecvent, cam asta se numește. Eu zic că are 4 elemente cheie. Și aceste elemente cheie sunt așa. Obiceiurile,
Îi mulțumesc cu dragul și că m-a susținut în prezentarea lui, nu văd acum. Obiceiurile. Al doilea element este mediul înconjurător. Voința este cel de-al treilea element. Iar la urmă avem motivația. Dar nu e, nu e cea din urmă. Și veți vedea de ce. Obiceiurile, așa cum a spus și Dragoș mai devreme, practic toată viața noastră este dictată de obiceiurile pe care le avem. Ne trezim dimineața, mergem la muncă sau la școală, fiecare unde are treabă, ne întoarcem, ne uităm la televizor, practic zi după zi facem același lucru. Toți avem 24 de ore pe zi, toți avem 7 zile, dar avem obiceiuri diferite. Și asta determină și rezultate diferite. Acum, eu nu am să vă dau, să vă zic, domnule, aveți o grămadă de obiceiuri la care ați putea să renunțați și ați putea să înlocuiți cu unele bune, dar am să vă dau și un mic exemplu de un obicei al meu, un mic obicei, care a început acum 18 ani și care până acum mi-a adus rezultate, zic eu, destul de importante. Și am să vă rog, în primul rând, am să rog dacă are cineva pe telefon un calculator. Un calculator. Da. Ok? Și vreau să calc... Nu, aș vrea, domnule, pentru că voi sunteți, să fim imparțial, da? Ok, deci de 18 ani am prins obiceiul să citesc la toaletă. Nu plec niciodată, de fapt nu plec, întotdeauna am una, două cărți acolo. Fără, deci nu intru dacă nu am cărți. Acum să zicem cum am făcut, aș da doar 5-6 minute, deși nu e... Am în ele mâini și a ori. Da? Zicem 5-6 minute. 5-6 minute, eu zic că lejer citești 2-3 pagini. E corect? Adică citim 2-3 pagini, 5-6 minute, eu zic că le citim. Și o să vă rog să mulțiți cu 18. Deci de la, am 28 de ani, de la vârsta de 10 ani, în obicei ăsta. Mulțim 18 cu 365 de zile, pentru că obiceiul nu dispare niciodată. Și cu 3 pagini, ori 3. Și o să vă rog să-mi spuneți câte pagini. 97. Să împărțim acum, că 19 de pagini, nu puteți să ne dăm seama ce înseamnă. Cu o pagină mea, o carte medie, zic că are cam 200 de pagini. Să împărțim, vă rog, la 100. Deci 98 de cărți am citit pe toaletă, un obicei de 5-6 minute pe zi, care nu înseamnă nimic în viața mea. Poți să te duci acum, le pierzi. 5-6 minute, 98 de cărți. Să ne imaginăm dacă aș fi citit 50 de minute pe zi, până acum aș fi fost un erudit, aș fi avut 980 de cărți citite. Dacă de la vârsta de 10 ani aș fi început să citesc 50 de minute pe zi, pe care oricum le cred, pe Facebook, pe orice altceva. Asta este importanța obiceiilor. Cât de mic ar vrea să nu e semnificativ, trebuie să-i acordăm atenție. Pentru că oricât de mic ar fi investiția în propria persoană, contează, se adună. Și asta mă duce la al doilea element cheie. Ca să putem investi, trebuie să avem voință. Și voința asta este ca un mușchi. Puteți să vă imaginați voința ca un mușchi? Adică nu putem să facem... dacă am 1000 de sarcini, s-ar putea să nu le fac pe toate, pentru că voința, mușchiul voinței, va obosi. Și atunci trebuie să mă limitez la câteva. Dar totodată, folosindu-ne voința pentru zi de zi, pentru a căpăta noi obiceiuri, se întărește mușchiul. Și cheia asta este să folosim voința pentru a ne căpăta, ca căpăta noi obiceiuri și pentru a schimba cel de-al doilea element peste care am trecut, acum eram al treilea, care era mediul înconjurător. Este important să schimbăm întâi mediul înconjurător înainte de a ne schimba obiceiurile. Și am să vă spun de ce. Imaginați-vă, mediul înconjurător, care este reprezentat către familie, prieteni, etc., ca fiind o scară rulantă, da? Și voi vreți să mergeți în sus, vreți să mergeți și scara coboară. Este foarte greu să facem lucrul ăsta. Păcând dacă scara ar fi fost în urcare și n-am fi urcat pe ea de la metrou, probabil că n-ar fi fost mult mai ușor. Eu știu că este foarte greu să ne schimbăm prieteni de care am copilărit și care avem, ne leagă multe, dar care ne țin în loc. Să ne schimbăm locuri de muncă de care sunt anegați atât existența noastră, poate și existența familiei noastre. Poate avem copii, eu n-am copii, dar poate sunt persoane care au copii. Dar simt că acel mediu de la locul de muncă nu îl ajută să crească. Dar este imposibil, dacă este greu să schimbi mediul înconjurător, este imposibil să schimbi fundamental viața
fara schimba mediul înconjurător. Este imposibil să ajungi în vârf dacă scara coboară cu o viteză din ce în ce mai mare. Și așa ajungem la ultimul element, dar cel mai important, care este motivația. Motivația este, zic eu, este combustibilul voinței. De fapt, nu este combustibilul. Motivația este combustibilul dezvoltării personale. Dacă am început o afacere și am investit într-o afacere, primul pas pe care ar trebui să-l facem, ar trebui să facem un plan de afacere, să facem o analiză a afacerii noastre, da? Marea majoritatea noastră începem dezvoltarea personală întâmplător, fără să facem niciun fel de plan. Adică citim o carte sau mâine mai auzim mai gând un videoclip, dar este esențial să facem și în dezvoltarea noastră personală să facem un plan. Și să răspundem la trei întrebări. Cine sunt eu? Cine aș vrea să fiu? Și de ce vreau asta? Și pe baza acestor răspunsuri vom găsi direcția dezvoltării noastre personale. Așadar, ca să investim corect în noi, avem nevoie de patru elemente. Putem să spunem care sunt? Facem o recalculație. Una. Obiceiurile. Mediul înconjurător. Voința. Și cea mai importantă, motivația. Vă mulțumesc mult și vă doresc să vă găsiți motivația.